manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, domnul Toader Mucanu, și cu care vreau să transmitem câteva mesaje către populația Județului Neamț și către dumneavoastră presa. Am avut o întâlnire cu toți șefii de secții și cu cei care fac parte din grupul creat aici la Spitalul Județean, grupul de lucru pe situația gestionării coronavirusului. Am stabilit împreună cu domnii șef de secție și cu managerul Spitalului Județean care sunt nevoile urgente ale spitalului, pentru că suntem într-o situație de criză, așa cum a decretat președintele României, și acum funcționarii Consiliului Județean lucrează la documentații, pentru că mâine vreau să convoc o ședință extraordinară de urgență la Consiliul Județean Neamț pentru a aloca sumele necesare achiziționării echipamentelor, medicamentelor și dezinfectanților pentru Spitalul Județean de Urgență. Vreau să vă comunic și dumneavoastră că voi solicita plenului Consiliului Județean aprobarea sumelor pentru achiziția unui sistem real-time pentru testele de coronavirus, pentru a putea să le facem aici, acasă, repede, și să nu mai stăm după testele de la Iași. De asemenea, o să achiziționăm 3 ventilatoare, de fapt 4, pentru că astăzi cei de la secția de copii ne-au spus că ar mai dori și ei un ventilator și atunci o să achiziționăm 4 ventilatoare, 8 monitoare pentru funcții, pentru că achiziționăm 8 paturi pentru atelii noi. Suplimentăm suma solicitată pentru medicamente de la 300.000 la 800.000, pentru că, așa cum au spus cei de la Ministerul Sănătății în videoconferința de ieri, se pare că va fi nevoie de mulți mai mulți bani pentru medicamente și de 900.000 dezinfectați. Deci asta e nevoia urgentă a spitalului, pentru care Consiliul Județean Neamț alocă sumele. De asemenea, am avut astăzi o discuție cu domnul colonel care conduce astăzi ISU-ul, domnul colonel Leonte, în locul domnului general Nițică, și pentru că am văzut din presă și n-am știut că ISU-ul la Neamț nu are izolete și în momentul ăsta sper să-mi fie ajuns la Consiliul Județean raportul de necesitate de la ISU și de asemenea vom aloca bani pentru achiziționarea 2 izolete și 50 de filtre, pentru că un filtru se poate folosi doar o dată la unul din pacienți și e destul de scump, e în jur de 1400 de lei doar un filtru. O să luăm în prima fază 50 de filtre și 2 izolete. Asta am vrut să vă comunic, și vorbim numai. O să-i dau cuvântul și domnului manager al Spitalului Județean de Urgență să vă transmită și el ce are de spus, după care o să aștept întrebările dumneavoastră. Bună ziua! De astăzi, după cum v-ați aflat, am luat funcția în regim de interimat de manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. La ora 11:30 am convocat un comitet director. M-am întâlnit cu șefii de secție care participă și au parte activ la COVID-19 pentru eradicare și pentru asigurarea asistenței medicale. În urma aceste întâlniri au fost stabilite o serie de măsuri care am să le comunic imediat, dar în principal s-a redus internările de zi cu 50% și rămân doar 3 categorii în regim de urgență. Este vorba categoria 1, regim de urgență,
este vorba de acele persoane care există riscul ca în 24 de ore, suferind de o boală gravă, în 24 de ore, știu eu, poate exista posibilitatea ca să înceteze de viață și acele cazuri le internăm, prioritatea acordăm categoric persoanelor care au fost, care vin către acest cort. Aici este triajul, după care vor merge pe UPU, se vor face un set de analize, luăm legătura cu DSP-ul și a treia categorie de persoane este vorba de acele persoane grave venite în regim de urgență, care pe timpul investigării se constată că trebuie să rămână internate în spital. În momentul actual, Spitalul Județean dispune de 50 de paturi de la secția de infecțioase. Secția este pregătită în cazul în care, știu eu, numărul de persoane infestate sau presupuse de a fi ajunse în această ipostază, să le putem ține la izolare, după care vor urma drumul la Iași. În momentul de față avem doar două cazuri care sunt trimise la Iași. Direcția de Sănătate Publică... Sunt 5. Eu vă spun, în spital, la ora actuală, sunt două cazuri. Care au trecut prin spital. Da. Sigur. În rest, acea femeie care a fost carantinată la Bihor a mers direct la Iași, nu a trecut prin noi. Da. Continuăm începând de mâine, cortul este dotat și aproape funcțional. Începând de mâine va fi deschis, personalul care va efectua serviciul de gardă 24 din 24 pentru triere vor lucra în regim de 6 ore. Cui este adresat? Cine să vină aici? Pentru că s-ar putea să vă treziți cu avalanșă de oameni tuturor să li se pară că au simptome. Aici se face trierea. Deci, vin atât cei care apelează la serviciul 112, cât și persoanele care vin cu mijloace proprii și aici se face trierea. Până la internarea la cele 50 de ani, trece pe aici orice suspect, să zicem, sau orice persoană care îi se pare că are simptome. Din momentul trierii, persoanele care ar fi suspecte vor merge pe UPU. Se anunță DSP-ul, încep investigațiile, se comunică prima dată Direcției de Sănătate Publică. Da? Noi oricum vom face informări în fiecare zi și de la Consiliul Județean și de la Spitalul Județean de Urgență. Vom face informări în fiecare zi cu cazuistica și cu câte persoane au venit, câte persoane au fost identificate și tot ce trebuie să știe populația. Ceea ce vreau să spun eu... UPU funcționează în același regim ca și până acum? Da. Sigur. Ceea ce vreau eu să transmit populației este să nu intre în panică, să stea cât mai mult posibil acasă toată lumea și să gestionăm așa cum trebuie. Noi ca și funcționarea de coronavirus ne asigurăm și asigurăm populația că gestionăm problema, că vom pune la dispoziție și fonduri și aparatură și tot ce este nevoie să putem să gestionăm în condiții cât mai bune. Ce va fi, n-avem cum să anticipăm, Dumnezeu știe, însă important e ca noi să facem tot ce e posibil, să putem să gestionăm cum trebuie situația de aici. S-a vorbit de internet. O secundă, s-a vorbit de internet. Doar dacă sunt în situația de să zicem, a deceta, sunt internați? Sau mă refer la cardiaci, la gravi, la copii? Discutăm de acele trei categorii de urgență. În situația în care apare un ACV, categorică, este internat. Internat.
da? Cazurile grave, grave, vor beneficia de spitalizare. Ce nu se internează? Copiii, dacă discutăm de pediatrie. De pediatrie. Copiii, dacă sunt cu răceală banală, din Triere vor merge pe aici, din Triere vor merge către medicul de familie, din cu trimitere sau fără trimitere, nu este nimeni dat afară de pe poarta spitalului, dar în situația în care se constată nu este cazul, atunci sunt direcționați către medicii de familie să-și... Gravidele? Gravidele își urmează regimul. Doamne Mocanu, este evident că n-ați apucat să luați contact cu toate problemele care sunt cu urmă. Dar în ceea ce ați vorbit până acum cu cei de la spital, pe partea generală, actual nu, după cum știți, în decretul de ieri avem liber la angajări, dar ceea ce am mai dispus, se încetează acordarea concediilor de odihnă și rechemarea de concediu acolo unde șeful de secție solicită personalului să își rea activitatea. Angajările sunt pe perioadă de 6 luni de zile, perioadă determinată. În țară, medicii se plângeau de lipsa echipamentelor de protecție. Sunt probleme în spitalul județean pentru... În momentul actual, nu. În spital, mă refer la magazie, stocurile toate au fost distribuite pe secții. Toate au fost distribuite pe secții. Avem comenzi în așteptare. În cursul zilei de mâine, poimâine vom primi. Este o listă imensă de echipamente, cred că și se cifrează. Deja întâmpinăm probleme la achiziții, pentru că stocurile în țară la furnizorii cu care avem contract cadru s-au epuizat. De-aia am spus eu că orice facem trebuie să fie în regim de urgență. De-aia mi-am dorit să avem situație de urgență de vineri și nu de ieri, de când a decretat președintele, pentru că de vineri până astăzi puteam să facem niște achiziții pe care astăzi nu le mai găsim. La biocide cum stați în spital? Am solicitat deja la cei cu care avem contract cadru. Noi am prins sumele de bani pe care putem să le alocăm pentru asta și vom face achizițiile, dar încă o dată spun. Deja îmi spun cei de la achiziții de la spital că avem o mare problemă în ceea ce înseamnă stocurile pe care le identificăm în sunt mici în țară. Sunt mici în țară, da, de aia vrem să ne mișcăm cât mai repede. Nu vă ascund faptul că ieri am avut o discuție telefonică cu prim-ministrul României, cu domnul Ludovic Orban, pentru că suntem într-o situație de criză și treaba mea e să fac ca lucrurile să meargă. I-am explicat situația de la Neamț, în care întâmpinăm probleme în a vota o situație de criză, pentru că eu asta am cerut CJSU, nu altceva, nu trebuie să-mi aprobe nimeni achiziții, ei trebuie doar să constate situație de criză pentru a putea face achizițiile în direcția asta. Domnul prim-ministru a fost foarte receptiv și trebuie să salut chestiunea asta, că ieri a avut o atitudine corectă de șef al guvernului și nu de președinte de partid. M-a rugat să-l aștept 2 minute, că sună prefectul, a sunat prefectul, m-a sunat înapoi în 2 minute și mi-a spus, și vă reproduc textual, i-am dat ordin să rezolve imediat problema. Doar că între timp n-a mai fost nevoie de CJSU, care s-a întrunit, nu mai avea sens pentru că a decretat președintele situației de urgență, așadar noi vom face achizițiile pentru că astăzi avem lege pentru asta și este decretul președintelui și încercăm să ne mișcăm cât mai repede. Vineri aveam un sistem real-time la Iași pe stoc, astăzi s-ar părea că nu mai este. Și acum trebuie să vedem de unde luăm și cum facem. Asta înseamnă când să pui înaintea interesului oamenilor interese personale. Și eu vă spun, în calitate de președinte al Consiliului Județean, că nu am niciun orgoliu și nu fac niciodată
niciun fel de acțiune care ține de astăzi, așa cum am mai spus, trebuie să dezbrăcăm haina de oameni politici și să devenim oameni responsabili pentru viețile oamenilor. Și asta voi face în toată perioada până vom termina cu această nenorocire care s-a abătut asupra, mă rog, asupra lumii, să spun așa. La extraordinarea Consiliului Județean, credeți că veți avea o unanimitate apropo de discuția noastră cu prim-ministru? Eu cred că da. Eu cred că telefonul primului ministru la Neamț a trezit un pic băieții din starea aia de campanie electorală. Cred că i-a trezit și i-a făcut responsabil. Dar e nevoie de votul plenului ca să faceți această achiziție? Da, eu trebuie să... Nu. Eu trebuie să fac rectificare, pentru că eu nu am banii ăștia, ca să ne înțelegem, să înțeleagă toți nemțenii. Banii pe care iau ca să duc la spital pentru asta, iau de pe drumuri, de la porțile Neamțului, de la poduri, de la câte un pic din fiecare și duc la spital. Că nu i-aveam prinși în buget, că nu știa nimeni că o să vină coronavirus și nu aveam banii ăștia. De-aia trebuie să fac urgent rectificarea pe bugetul județului. Eu sper să nu fie nicio problemă și toată lumea să voteze, pentru că vorbim până la urmă despre viețile nemțenilor. Ați mai identificat și alte nevoi urgente la Da, spital? Am spus, am vorbit astăzi cu domnul colonel de la ISU Leonte. L-am întrebat care e problema cu izoletele, mi-a explicat că nu au. Și am hotărât că tot din banii Consiliului Județean, mâine să alocăm fonduri ca să cumpărăm 2 izolete noi și 50 de teste. Pe care, în funcție de cum evoluează epidemia asta, vedem, o să mai cumpărăm. Și o să facem rectificări, asta vreau să asigur populația județului Neamț, că vom face rectificări dacă trebuie în fiecare zi și o să alocăm bani pentru a putea gestiona situația din punct de vedere medical a tuturor nemțenilor. Domnule Bucan, a fost prezent. Cum se pare, dumneavoastră, că a fost prezent la punct de vedere unde este o targă specială, izoleta, care de luni de zile e defectă, nu s-a spus fei, stricat fără doar, nu înțeput moștri, ci de luni de zile, cei de la ISU Neamț plimbă tur de tur, hârtii cu IGSU și DSU pentru o targă. Deci, domnul Vica, haideți să vă răspund la ce soluție am ajuns. Ne împrumutăm de la Bacău. Momentan. Ne împrumutăm de la Bacău. Eu îmi pare rău să aflu acest lucru, știindu-i, cunoscându-i, de pe vremea care dumneavoastră ați invocat-o, de pe vremea când eram prefect, erau prezenți, destoinici și buni profesioniști. Acum nu pot să cred că ar fi un dezinteres, poate o birocrație. Haideți să rezolvăm treburile și căutăm oamenii care să fac vinovată. Vreau să vă spun că acum mi-a venit și adresa pe care au trimis-o Spitalul Județean. Suma pe care bugetul Consiliului Județean o va aloca este de 3.030.000, a crescut suma, pentru că o să suplimentăm 1.700.000 și pe cheltuieli de personal, pentru că trebuie să fim pregătiți, de suma va fi de 3.030.000, plus banii pentru izolete, înțeleg că în jur de 30 și ceva de mii o izoletă, plus filtrele, care e 1.400 de lei un filtru, dar încă o dată vă spun, pentru sănătatea nemțenilor, alocăm oricât trebuie, pentru că nu trebuie să ne jucăm cu asta și nici nu vom politiza niciodată chestiunea asta. Dacă mai aveți întrebări. Vă rog, domnul Iosu. Sincer, în momentul actual, Victor Marghidan, cu el am lucrat astăzi. Voi vedea și... Domnul Mucanu, aș vrea să vă asumați relația cu presa, că sunteți conducătorul unității și... trebuie să fie credibilă imediată, pentru că dacă fără nicio problemă vom menține un contact perfect. Am înțeles că... Exact. Domnul Mocanu, am înțeles că pe biroul dumneavoastră există în momentul de față 2 demisii importante ale unor membri din cadrul comitetului director. Cum gestionați
Situație. Care două? Dacă greșesc, vreau să mă corectați. Eu știu greșiți. De medicul Bercea, directorul medical. Domnul doctor Juncu, sigur că și-a dat demisia pentru că avem deja manager, iar doamna director medical Bercea, într-adevăr, are o demisie pe motive personale. Nu are nicio problemă. Doamna Iordăchioaie, care nu. E aici de față. Nu, nu. Nu și-a depus demisia? Nu, nu. Și doamna doctor Bercea are până pe 28 aprilie. Până pe 28 aprilie. Deci nu vom fi în nicio situație de criză la Spitalul Județean de Urgență, pentru că toți medicii au depus un jurământ în fața lui Dumnezeu atunci când au devenit medici și n-am niciun dubiu că nu-și vor face datoria, indiferent de problemele personale pe care le are fiecare. Ce se întâmplă cu programul blocului operator? Operațiile. Haideți să discutăm despre coronavirus, că dacă astăzi discutăm despre blocul operator, o să discutăm despre blocul operator după ce gestionăm chestiunea asta. Nu cel care n-a fost terminat, mă refer la blocul operator actual. Am înțeles, discutăm după, acum discutăm cum gestionăm povestea asta. Dacă aveți întrebări pe subiectul ăsta, că dacă nu putem să discutăm și despre pomii din parcare astăzi. Și noi persoane care s-au autoizolat în urma contactului cu persoanele care au fost astăzi. Da, avem pe domnul... Mă rog, s-a autoizolat de bună voie Adrian Niță, pentru că înțeleg că cel care a organizat concursul de dans de la Piatra Neamț a fost depistat pozitiv. Și domnul Niță zice că a intrat acum o săptămână sau când a fost într-un oarecare contact, a ales de bună voie să plece acasă. Eu sper să nu fie nicio problemă din punctul ăsta domnul de vedere. Dan domnul Dan Constantin, de asemenea, pentru că soția lui Cristina Păvăluț a intrat în contact direct cu virus și asta e situația astăzi. În CJ? În CJ nu, însă am hotărât astăzi, de fapt am făcut ieri o discuție cu șefii de direcții și astăzi, mâine voi și da o dispoziție prin care 70-80% din personalul Consiliului Județean să meargă acasă. Vom lucra doar cu cei, cu câțiva oameni ca să asigurăm, să spun așa, continuitate la Consiliul Județean. Vor lucra de acasă? Adică vor lucra de acasă, pentru că dacă ați citit decretul președintelui, spune că pot să lucreze de acasă și să primească 75% din salariu. Încercăm să luăm toate măsurile posibile pentru a evita cât de mult infestarea colegilor noștri din Consiliul Județean și de-aia vă spun, mă uit și pe stradă și mă uit îngrijorat. Oamenii trebuie să înțeleagă că este o situație nemai întâlnită și că spiritul civic și responsabilitatea trebuie să primeze în fața nevoilor, intereselor și tot să ne, cât putem de mult să stăm în case, până reușim să ținem cumva sub control epidemia asta. Sper să ne ajute Dumnezeu să nu fie bine. Vreau să vă spun că am avut o discuție și cu starețul de la Mănăstirea Neamț, pentru că acolo sunt cazați 40 de oameni în carantină. Deja am discutat și cu starețul de la Mănăstirea Tazlău, pentru că au niște unități de cazare foarte bine puse la punct. Și intenționez astăzi să am o discuție cu un alt preasfințitul Teofan, pentru că la Durău au un hotel al Mitropoliei care, dacă va fi cazul, sunt absolut convins că va fi pus la dispoziția celor care intră în carantină. Așadar mă ocup să anticipez ce ar putea fi și să avem unde să-i băgăm în carantină pe cei care vin. Ați văzut și dumneavoastră, avem deja 10.000 de români în granițe pe care românii nu-i primesc, ungurii nu-i primesc, oamenii sunt ai nimănui, ceea ce, sincer, nu-i în regulă. Nu-i în regulă. Ei sunt românii noștri și trebuie să ne preocupăm, să-i aducem în țară, să-i băgăm în carantină pe toți, pentru că astea sunt procedurile, dar haideți să-i aducem în țară, nu putem să lăsăm oamenii acolo, femei, cu gravide, cu copii mici, cu oameni să lăsăm între graniți. Eu mă preocup că aici la Neamț, atunci când vor veni cei din străinătate, să avem unde să-i băgăm în carantină. Vă mulțumesc! Mulțumim!
rămâne, păi nu? Păi mi-a trimis, da. Și aveți grijă de voi, mască, dezinfectanți. Și la urmă, sună și după aia o să ne... Orice mișcare care o faci. Îl sunăm poate. Da, și la atâția oameni, un singur om, doar sumă informația, vă dă. Tocmai de aia că nu știu, da, adică să nu sunăm 40 de ani
N-ai cum să faci.